Apropo de control și spuneam noi de etichetare, o altă problemă care a stârnit, să spunem așa, nemulțumirea celor din industria procesatoare de lapte, în acest caz, a fost legea etichetării, în care se spunea de faptul că laptele, să scrie lapte românesc natural, doar cel care nu este făcut doar din lapte proaspăt, nu reconstituit din lapte praf. Și aici apare o întrebare. Cum poate ANSVSA-ul să facă diferența dacă într-un UHT, într-o cutie de lapte, există doar lapte proaspăt sau este lapte din lapte praf? Există vreo metodă de a face acest lucru? Am să vă răspund altfel. Am avut chiar o scurtă discuție cu domnul Cojocaru de la April, pentru că dânsii fiind prinși de această activitate legislativă, au venit cu o solicitare în care au spus: domnule, noi venim în sprijinul consumatorului. Și atunci eu am modificat puțin și am spus: domnul Cojocaru, vreau să veniți și în sprijinul fermierului român, dar sprijinindu-i. Pentru că pentru mine laptele este o problemă socială. Atâta timp cât ai 400-500 de mii de gospodării care își obțin veniturile de acolo și care își plătesc gazul, apa, lemnele, mă rog, își cumpără ulei, oameni lipsiți de altă posibilitate de venit, trebuie să înțelegem că trebuie să găsim o cale și pentru ei. În schimb, nu cred că pot fi de acord cu o chestiune în care pe o etichetă, dacă îl rog să înțeleagă ca industrie, reprezentant al industriei acest lucru, omul vine și îmi spune: domnul Ratiș, perfect, dorim să sprijinim sectorul. Dar ce mă fac eu că în etichetă, pe lege, mi se cere să trec toți producătorii? Păi eu pe eticheta aia, dacă trec și unul care are o fabrică de lapte și adună de la 380 de producători, trec pe toți pe etichetă? Deci sunt lucruri pe care trebuie, vă spun din nou, prin comunicare, să le rezolvăm și sunt convins că se vor realiza. Laptele praf. Pornim de la cuvinte. E lapte deshidratat și nu e altceva. E o altă formă în care el este menținut. Mențiune, da. Am mai avut dispute pe această temă și mie mi se par mai importante alte chestiuni legate de contaminarea produselor de lapte și acceptarea faptului că azi oameni bolnavi pot îmbolnăvi produs sănătos prin manipulare, lucruri care s-au întâmplat și ultimele toxinfecții alimentare au demonstrat acest lucru. Ori este greu de priceput această situație. Da, eu Înțelegeți? v-am întrebat apropo de legislație, dacă să știm dacă au fost consultați în acest lucru, pentru că spuneați de acte normative care ar trebui să fie complementare și nu opuse, și dacă atunci când s-a făcut această lege au fost întrebați toate părțile, adică de la fermieri, la procesatori și inclusiv la autoritățile de control, adică sau a fost doar o lege care a fost făcută ca pentru presă. Și asta, de asta v-am întrebat dacă există vreo posibilitate în acest sens. La o emisiune ulterioară am să vă răspund, pentru că timpul de la care am fost, data de la Da, care am fost normal, da. nominalizat și până acum, încă nu mi-a permis să ajung și la acest aspect. Promit că se va rezolva. Cu siguranță nu este nicio problemă. Bun, o altă întrebare legată de această de parte de crescători aici în zootehnie. Vreau să vă întreb de ovine, de oieri, pentru că de curând s-au redeschis problema cu exportul în Iordania, în special. Acolo înțeleg că s-a făcut și o fermă de carantină, unde nu numai România, dar toate țările care vor să exporte acolo o pot face. Da. A fost, de această dată a fost blăudat, spunând că s-a mișcat foarte repede, dar au spus ei alte dăți. ANSVSA-ul trimitea foarte târziu acele buletine de analiză sau
sau documente, dacă în de la iordanieni sau în țările arabe, acelea veneau repede în 2-3 zile, la noi dura săptămâni să se întâmple acest lucru. Bun, în mandatul dumneavoastră, că nu aveți nicio legătură cu ele, evident, ce s-a întâmplat în trecut, dar în mandatul dumneavoastră se pot întâmpla astfel de lucru sau îi asigurați pe fermieri că veți fi cât, arțeleseaul va fi cât se poate de operativ în acest sens? Și nu le va pune piedici, așa cum susțin ei. Haideți să vă spun, în mandatul meu, cât va fi, câteva lucruri vor fi foarte clare. Noi nu putem exista fără fermieri. N-avem niciun rost. Da? Mie îmi plac lucrurile clare și curate. În acest mandat lucrurile s-au mișcat pentru că ele au fost dublate de susținerea și dedicarea domnului ministru Irimescu, care a condus delegația personal. Domnul președinte Butaru a fost cel care s-a implicat masiv în aceste lucruri. Întotdeauna au primit sprijin crescătorii de ovine și este un segment extrem de important. Ba mai mult de atât, crescătorii de ovine au avut director de cabinet la ANSVSA în persoana domnului Nechifor Ionică, care este unul dintre cei mai recunoscuți crescători de ovine din România. Adică posibilități nebănuite, neîntâlnite. Eu accept să fim blamați pentru ceea ce merităm și accept laudele pentru ceea ce merităm doar. Ne întoarcem la partea lucrurilor. Bineînțeles că e un segment extraordinar de important. Este șansa României de a ieși rapid pe piețe bogate și care plătesc dacă știi cum să te duci să faci ofertele. Mai mult decât atât, începem să fim căutați pentru acest segment, pentru oaie. Oaie, calitate și... Calitate și... Da. Eu îmi doresc ca și industria de profil și consumul în România să crească pe carne de oaie. Dar cu certitudine, tot ceea ce doresc și sigur că există elementele legale să se facă, va fi făcut repede și la timp. Sprijinim acest sector și nu numai acest sector, dar e sectorul care poate zvâcni cel mai repede pentru că nu are încorsetări. Mă doare să o spun. Unul dintre cele mai responsabile sectoare, cei din sectorul creșterii porcinelor. Mi se pare că la această oră sunt printre cei mai loviți. Cu toate că noi am făcut programul pentru pestă porcină. Iată că la graniță avem probleme cu pestă porcină africană, boală necruțătoare. Necruțătoare, rade economic tot. Bovinele, suntem într-o situație neplăcută datorită faptului că din Grecia, prin Bulgaria, sunt până mai ieri 55 de focare de dermatoză nodulară. Pierderi economice. Nu sunt boli care se transmit la om. Dar atunci când îți moare un sector, îți ia ani de zile să recuperezi aceste lucruri. Și din acest punct de vedere am avut câteva întâlniri și dorim să ne dăm, nu tot concursul, dorim să ne facem datoria, dar dorim să fim o prezență mai vocală la nivelul Comisiei Europene în a solicita sprijin pentru aceste sectoare din România. Apropo de cele două boli de care ați vorbit, pentru porcine și pentru bovine, pesta porcină clasică a fost eradicată de vreo 7-8 ani din România, iar fermierii din porc, loviți, așa cum a spus, în aceste ultimii ani, spun că se plâng că încă nu pot să exporte porc viu în Uniunea Europeană. De ce
și ce ne lipsește? Este o problemă politică sau una, nu știu, care ține de altceva? Este o problemă de încredere și comunicare din nou. Între noi și Europa, Uniunea Europeană. Pesta porcină este o boală care a evoluat și parcă s-a identificat odată cu România, cu toate că ea sunt focare și în alte state membre ale Uniunii Europene. Asta vă spuneam, că boli există și vor exista. Trebuie să demonstrezi capabilitatea ta, ca și stat, prin instituția pe care ai creat-o, să le poți gestiona, care să nu aducă consecințe de sănătate grave, adică să se transmită la om, sau economice grave și să afecteze alți vecini și alte state membre. Noi am făcut un program de eradicare a pestei porcine. Am beneficiat de sprijinul și înțelegerea sectorului. Am fost chiar beneficiarii sprijinului lor. Bineînțeles că li se adresa acest lucru, dar ca și sarcină era sarcina autorității. Cred că s-a pierdut ceva în comunicarea noastră cu legislativul european. Și aceste lucruri nu pot să le facă nici crescătorii, trebuie să demonstrezi că tu urmărești circulația animalului, trebuie să demonstrezi că tu urmărești existența sau inexistența și dacă există circulația virusului, lucruri pe care trebuie să le demonstrezi tehnic. România este un stat membru aparte. România, prin forma de creștere a animalelor, este atipică. Este foarte greu să iei măsuri atunci când ai de la doi purcei gospodărie și un compatriot de-al tău care săracul abia poate trăi după aia doi purcei și te duci până la unul dintre cele mai mari complexe din Europa. Pentru că asta este boala, dacă a venit și la aia doi purcei și se duce de la aia doi la ăla cu un milion de porci, pe ăla l-ai terminat și poate ăla are 7.000 de angajați care vin și spun, domnule, am rămas fără pâine. Dar cine mai plătește dările la stat și alte lucruri? Aplecarea trebuie să o ai în înțelegerea fenomenului și în gestionarea lui și față de cei doi purcei și față de milionul de purcei. Dar o încep invers. În analiza de risc, acel om contează. Ei, nu aș spune că sunt probleme de o altă natură. Părerea mea este că trebuie să devenim puțin mai îndrăzneți în abordarea relației cu Comisia și să reprezentăm puțin sau mai mult, mai bine, interesele crescătorilor. Bun. Ați vorbit de analiză de risc, cele două boli, pesta porcină africană și dermatoza nodulară la vaci. Ce măsuri a luat până în acest moment ANSVSA-ul preventiv împotriva lor? Știu că în cazul pestei porcine africane nu există un vaccin în acest moment, nu este niciun fel de leac, nu știu, în partea cealaltă, la vaci și știu că până acum în pesta porcine africană s-au tot încercat, s-au luat diferite măsuri, deși la un moment dat domnul Ciutac, fostul președinte interimar, spusese într-o conferință că România este în pericol iminent din cauza acestei peste porcine africane. În fața oricărei boli agresive poți să fii la un moment dat într-un pericol iminent. Dacă privim lucrurile din perspectiva faptului că avem focare în jurul nostru, foarte aproape în Ucraina, știți ce se întâmplă? Oamenii care lucrează cu gestionarea riscului devine ca un defect profesional iminența, pentru că înțelegi responsabilitatea. Toată ziua, ce ne facem? Ce ne facem dacă vine? Ce ne facem? Să luăm măsuri. Măsurile pe care le iei vă convin dumneavoastră, dar altuia, chiar din același segment, nu îi mai convin. Restricțiile nu plac nimănui, nu le înțelege. Dacă cer să fii solidar, dom'le, noi cei de la oaie suntem solidari cu cei de la porc, pentru că dacă se întâmplă chestiunea asta, e ras un segment național. Când demonstrăm pentru toții, dom'le. Și facem chestiunea asta înțelegând.
noi ca și buni români ne oprim la vamă și spunem am produse alimentare aduse din Republica Moldova, că este o cale de transmitere. Le declar. Mă duc la cel care controlează. Deci sunt măsuri care au fost dispuse și luate de la controlul pe frontieră până la verificarea mistreților. Se fac chiar ieri, am primit rezultate de la Tulcea, niște oameni extraordinar de serioși și responsabili și în silvic, dar mai ales în domeniul veterinar. Deci se fac supravegheri pentru că sunt lucrurile pe care putem să le și sunt de datoria noastră să le efectuăm. Sunt boli, într-adevăr, economic necruțătoare. În privința dermatozei, vom face un exercițiu de simulare la Giurgiu. Săptămâna viitoare am luat legătura și am primit sprijinul real al Ministerului de Interne. Domnul ministru Irimescu și împreună cu domnul ministru Tobă au înțeles gravitatea situației și noi am solicitat activarea Comitetului Național pentru Combaterea Bolilor, situații de urgență. Vom face un exercițiu de simulare. Important este să stabilim mișcarea. Am vorbit și cu colegul meu din Grecia și cu cel din Bulgaria și mi-au spus, Radu, mișcarea necontrolată a animalelor, traficul la negru, circulația, ne-au pus în imposibilitate de a controla aceste boli la un moment dat. Dermatoza nodulară, Doamne ferește, într-un efectiv de 1000 de bovine, dacă ți-a apărut una, legea spune că trebuie să le ucizi pe toate. Consecințele economice sunt extraordinare. Le ucidem. Costuri ca să le ucizi, costuri ca să le distrugi, costuri ca să le îngropi, costuri cu dezinfecția ca să nu mai apară, să nu mai apară. După aceea vin costurile care trebuie să le dai pentru că Uniunea Europeană vine și îți dă un quantum de până la 800 de euro. Și eu ce mă fac când mă uit în ochii crescătorului de la care a venit ieri la mine și mi-a zis, domnul președinte, am dat 4.000 de euro și am 2.000 de bucăți. Deci lucrurile sunt serioase, grave, destul de grele și tind să-i dau dreptate domnului Ciuta când deformația profesională a folosit iminentă. O altă problemă care a fost semnalată de crescătorii de ovine această dată a fost medicii concesionari, ei spuneau că ar fi normal și ar trebui să fie lăsați să-și aleagă singur medicii cu care să lucreze și nu medicii să-i aleagă pe ei, pentru că astfel i-ar costa mai puțin bani. Spuneau că acel program care se face de național, program strategic național, da? Este implementat de medici concesionari, pe când restul analizelor ei își fac cu medici privați, medici pe care de liberă practică pe care ei și aleg și că ar fi mai bine ca totul să fie făcut în funcție de medicul pe care ei și-l aleg. Este aici o problemă? Nu este o problemă. Eu îmi respect și iubesc foarte mult profesia. Noi în familie suntem 5 veterinari. Și am tot respectul și aprecierea pentru activitatea și rolul medicului veterinar. Îmi înțeleg și îmi respect colegii. Ceea ce nu pot să înțeleg și nu voi respecta este abaterea de la anumite chestiuni. Pentru că nu trebuie să fim decât onești și să nu fim ipocriți. Avem și noi problemele noastre în sistem. Problemele noastre în sistem sunt probleme generate de motive voite sau motive independente de voința unor colegi de-ai mei. Poate anumite reglementări care nu au fost bine înțelese și bine aplicate, i-au dus în imposibilitatea de a-i servi uneori pe fermieri. Dar există și acele situații în care, prin voință proprie și dintr-o lipsă de comunicare, ca să nu mai vorbesc de situații antagonice, oamenii au solicitat și nu au fost serviți. Oamenii au dat telefon și nu s-au prezentat la cazuri. Oamenii au făcut demersuri pentru a nu se opri din activitatea comercială pe care o plătesc.
și pe care statul român este responsabil să o facă și nu au fost serviți. Din punctul meu de vedere, viitorul trebuie să fie de genul următor. Crescătorul, fermierul, validează medicul. Validarea înseamnă transferul de încredere. Pe tine te aleg. Tu îmi vei face. Și tu îmi vei face pentru că am încredere în tine. Pentru că tu m-ai servit întotdeauna, tu ești profesionist și tu știi ce ai de făcut. Acest lucru trebuie să fie o prioritate în abordarea pe care o să avem față de fermieri. Colegii mei vor înțelege și am să vă dau un exemplu paralel. Colegii ai noștri, medici veterinari, de care pomenim extrem de rar și care sunt vârfuri în această profesie, activează în domeniul animalelor de companie. Săptămâna trecută, dacă îmi dați voie să divagez o secundă, m-am trezit la ușă cu un fiind de-al meu din Germania, în München. Clar le spun. Și l-am întrebat, ce faci, finule? Ți-a fost dor de casă? Zice, mi-a fost dor și de casă, dar am venit să mă operez câinele. Îl iubesc atât de mult încât am decis să vin în România la doctorul Timen Andrei la Cluj. Mare profesionist. Mare om și mare medic. De acel segment noi nu vorbim. E un segment important, că vorbim de medicină veterinară, vorbim de rabie, lucruri care se leagă. Ei, acești oameni au reușit să performeze, să se doteze și nu au avut în viața lor un leu sprijin pe program de acțiuni luat de la stat. De ce s-a putut? Pentru că a existat o altă abordare. Și aici trebuie să se poată. Proprietarul validează medicul, dar medicul este cel care manipulează și răspunde de produsul derivat dintr-un animal sacrificat după ce a fost tratat cu antibiotic și antiparazitar. Le spun tuturor colegilor mei, pentru că am ocazia, și tuturor fermierilor, că nu există țară europeană normală în care te duci și cumperi o jumătate de porc bagaj de antiparazitar. Și după aceea te duci, faci urdă, la Brașov s-a întâmplat azi dimineață și le mulțumesc colegilor mei de la Brașov pentru modul în care au reacționat și au oprit lucrurile. Am să vă explic despre ce este vorba. Și te duci să vinzi urdă din poartă în poartă. Eu răspund. Nu vă dați seama că e o ipocrizie majoră? Băi, doctore veterinar, ce ai făcut acolo? Că uite, ni s-au îmbolnăvit copiii. Da? Dar acel proprietar s-a dus și a putut la liber să-și cumpere și antibiotic și antiparazitar, vinde produse, sunt 21 de oameni în spital. Cine răspunde? Astea sunt situațiile care trebuie să le rezolvăm noi. Înțelegeți? Și într-o deontologie medicală, pentru mine, ca președinte și șef al serviciilor veterinare din România, contează cetățenii României și starea lor de sănătate primordial. Da, deci spuneți că și un control mai bun la farmaciile veterinare sau în cazul nostru, adică să nu mai poată cumpere oricine. Circuitul antibioticului și al antiparazitalului este de apanajul singurului pregătit profesional să facă acest lucru, medicul veterinar. Eu nu pot să mă duc să le iau la întrebări atâta timp cât el nu este unicul gestionar al acestor lucruri. Și zice, domnul președinte, nu vă supărați. Dar vedeți că și ăla cumpără, și ăla cumpără, și ăla cumpără. Ăla poate să-și facă singur. Da, există variante în care îți cumperi în pet shop-uri, există orice. Deci ne vom îngriji de aceste lucruri să intre într-o normalitate. Revin. Proprietarul validează medicul. O ultimă întrebare în această emisiune din partea mea. Vreau să mă revin un pic la industria alimentară. Vreau să vă întreb un lucru, pentru că vorbim de produse, de produse tradiționale, vorbim de produse care sunt recunoscute european. Acum mai avem încă două pe lângă majunul de topoloveni. Aceste lucruri, spuneți-ne cât de bine sunt verificate produsele tradiționale de pe piață, având în vedere că avem două regulamente. Avem regulamentul european 853 pentru industria alimentară și ordinul 111 pentru produse tradiționale. În regulament o să fie autorizat, în ordin trebuie să fie înregistrat. Care este diferența între aceste două în privința controlului?
Din punct de vedere al NSFSA-ului, bineînțeles. Revin. Controlul se întoarce în zona analizei de risc. Există o diferență între autorizat, care e industrie și produce cantități impresionante pentru că lumea trebuie să se hrănească până la urmă și acolo îl autorizezi și sunt niște proceduri foarte clare, și înregistrat, de care ai luat cunoștință, i-ai transmis lucrurile de care trebuie să țină cont, să fie sănătos, să fie să se poată curăța, spăla locul, spațiul în care se face această mică producție. Și trebuie să înțelegem o chestiune. România este o piață care poate să cuprindă totul. Avem o tradiție. În tradiție nu putem să renunțăm și nu trebuie să renunțăm la ea. Pentru că dacă te duci și faci o pâine de pecica, sunt oameni care vin din Germania ca să mănânce o pâine. Trebuie să-l respectăm, doar că trebuie să o facă în acele condiții și acolo. Eu dacă am să mă duc în sectorul 3, dau un exemplu, și voi găsi în fiecare zi pâine de pecica care e înregistrată tradițional, o să mă întreb, domnule, ăsta dacă e înregistrat? Păi ăsta deja e industrie, că ăsta poate să-și permită să vină în fiecare zi. El are costuri cu hotel, cu lucruri, cu... Acele produse se adresează unui areal local. Nu trebuie să fim ipocriți, trebuie să recunoaștem. Dom'le, da, s-a produs acolo. Restul este cantitate industrială. Diferența o face calitatea, gustul și prețul. Mă duc eu ca și consumator, migrez către Topoloveni pentru că îmi place magiunul de Topoloveni. E normal să aibă un alt preț. Deci controlele se fac și la unii și la alții. Repet, ești un mic crescător. Ai un animal care îl pui pe piață, îl sacrifici într-un abator mic local. Da? Ai tăiat 5 oi. Și uitați că ați pomenit de industria oieritului, dorim să-i sprijinim să se dezvolte în aceste mici centre, atâta timp cât vor dori dânsii, respectând regulile de igienă. M-am dus și am tăiat 4 oi la abatorul autorizat mic, mobil, din piață sau al meu și le vând într-o piață, într-o comună, Deda, județul Mureș. Eu sunt de acolo, am casă, da? Ei, când mă duc la piață, doamna primar trebuie să știe, doamna primar asta de care vorbesc chiar știe, că ele trebuie să fie controlate. Pentru că acolo vine, de la Reghin, de la Târgu Mureș, de oriunde, orice trecător poate să-și cumpere. Ceea ce este important este ca medicul veterinar care a girat acel produs să fie în piață, să fie și cel care a fost unicul care a gestionat și antibioticul și antiparazitarul și spune, domnule, carnea aia de oaie care se vinde acolo nu are nicio problemă, nu derivă dintr-un animal care a fost tratat, care în ultima fază de îmbolnăvire sau nu a mai primit niște antibiotic și poate fi pus în vânzare. Oricine va avea animale și din ele derivă produse supuse consumului în vânzare, trebuie să înțeleagă că se supune regulilor exact cum are industria. Doar că regula, v-am spus, port bagajul mic de roșii sau vaporul mare de roșii. Este și normal să se întâmple aceste lucruri. Toate se duc într-o analiză de risc. Deci, în concluzie, ceea ce vine la București, că suntem invadați de produse, de piețe volante, chiar și în târguri, cum este Indagra, avem foarte multe astfel de produse care vin din toate zonele țării. Aceste produse sunt sigure, asta e important să știe lumea. Adică sunt verificate, nu sunt doar atunci când au fost înregistrate și după aceea nu mai calcă nimeni niciodată pe acei producători. Absolut, verificările se fac și sunt oameni care se străduiesc extraordinar de mult să le readucă la viață. Trebuie să-i sprijinim. Pentru că, până la urmă, și industria e un business. L-am făcut, l-am crescut și l-am vândut. Eu ce fac dacă îmi distrug și producătorul mic? Unde este identitatea mea națională? Am să dau un singur exemplu. E Nenea Tătăran de la Maramureș. Se chinuie omul ăsta cu mangalița și la Brăila, un coleg de-al nostru, medic veterinar, un om pe care îl prețuiesc și respect foarte mult, Gicu Drăgan, a dezvoltat și el o fermă de genul ăsta.
trebuie să înțelegem că eu am văzut un proiect mergând la Parma, la ședințe, acolo se țin ședințele Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor. Am văzut la un moment dat în restaurant dimineața, era pus un afiș mic, lapte, kilometru zero. Într-adevăr, și aia sunt, au un sentiment național, italieni. Dar aia din Parma a zis, noi suntem mai parmegiani decât italienii. Încurajăm acest lucru. Și noi îl încurajăm. Și noi îl încurajăm. Ordinul 111 îți permite să faci o vânzare directă. Ai un mic business în curte, respecti regulile de igienă, ai ieșit cu el la stradă. Dar dați-mi voie să mă întreb. Toată țara face brânză de Sibiu? Toți sunt sibieni? Asta e problema, da. Haideți că, până la urmă, trebuie să găsim răspunsuri și la aceste, și la aceste lucruri. Și ceea ce nu suport este aruncatul pisicii dintr-o ogradă în altă ogradă. Deci, existențial, avem aceste două forme de producție. Nici industria, nici micul producător nu au de ce să se războiască. Noi războaiele trebuie să le ducem pentru România cu cei care ne invadează, cu făcături, cu lucruri care nu și-au rostul locul și rolul în piața noastră. Asta trebuie să facem noi. Și cel mai important element este legat de faptul că industria trebuie să promoveze fermierul. Industria este românească, fermierul este român și noi toți trebuie să sprijinim până la urmă România. Cred în produsul românesc obținut în România. Îl recomand și vreau să dau garanții prin măsurile care le vom lua la nivelul autorității că venim în sprijinul fermierilor, procesatorilor, dar mai ales al compatrioților noștri consumatori. În concluzie, în încheierea emisiunii, așa cum am spus și la început, ați mandatul, noul mandat pe care l-ați luat acum a avut un start foarte bun. Felicitări pentru acest lucru, mă refer la controle și a ce a ieșit. Ați fost felicitat inclusiv de ministrul Irimescu ieri la noi pentru acest lucru. Nu se știe cât va dura mandatul dumneavoastră, așa cum a spus și la început, dar care sunt prioritățile, ca să știe toată lumea, cu ce vreți să rămână lumea după încheierea mandatului noastră? Care sunt principalele două, trei măsuri pe care noastră vreți să le luați și să rezolvați din aceste probleme? Unul dintre obiectivele mele majore este implementarea unei mentalități în care serviciile veterinare, care sunt supraveghetorul sănătății publice, vin în sprijinul furnizorului, care este industria alimentară și crescătorul de animale din România, doar apărând sănătatea publică. Acest lucru se va întâmpla prin o flexibilizare, dorim promovarea unui act normativ care să refacă structura autorității cu un control în teritoriu și bazat pe expertiza laboratoarelor. Laboratorul este matematică. Matematica este exactă. Oricât ți-ai dori să spui că ai 30 de ani, când te uiți în buletin, e clară treaba. Laboratorul îți dă acea corectitudine. Îți dă imaginea reală. Dorim să îi sprijinim pe oameni și să facem controlul bolilor, dar să fim înțeleși. Bolile nu sunt vinovăției medicului veterinar. Ele există, vor exista. Lumea trebuie să înțeleagă. A venit un doctor, îmi dă injecție la animal pentru că acea boală să nu vină și să mă afecteze pe mine, crescător de animal. Sau îl solicit să vină. În acel moment, colegul meu trebuie să se ducă și să răspundă solicitărilor. Deci, al doilea obiectiv prioritar este validarea medicului de către proprietar într-o formulă corectă, încât să satisfacem toată legislația care se aplică și prin stimularea crescătorilor și a industriei. Nu știm în ce termen se va produce acest lucru, nu știm cât poate să dureze astăzi această situație, dar vă spun că sunt solicitări și dorințe normale. Trebuie să sprijinim noi ca autorități veterinare industria de profil din România să crească și să câștigăm bătălia pe piețe, în mod legal
și respectând toată legislația. Se poate. Se poate. Cu încredere, seriozitate și fără butaforie de altă natură, acest lucru se poate. Și veți vedea că vom reuși. Domnule președinte, mulțumesc mult și mulțumesc încă o dată pentru deschiderea și comunicarea pe care ați avut-o față de presă. Vă mai așteptăm în studio cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc. Dacă îmi dați voie pentru un minut, în data de 15 mai doresc să aduc la cunoștința cetățenilor României că este ziua în care noi serbăm ziua profesiei noastre, ziua medicului veterinar. Și pentru că este ziua profesiei noastre, doresc să mulțumesc tuturor colegilor mei din țară pentru felul în care își fac datoria, cei care își o fac corect și onest, să-i felicit, să le transmit sănătate și lor și familiilor lor și să dea mandat prin seriozitatea lor să fiu exponentul de vârf a celui care dă garanții consumatorului, fermierilor și industriei că prin seriozitatea și prin sprijinul tuturor putem să facem aceste lucruri de care am vorbit. Un ghiocel doar vestește primăvara. Mulți ghiocei fac primăvara. Colegii mei au înțeles ce le-am transmis. Mulțumesc mult și mult succes în continuare să aduceți primăvara în acest domeniu. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Îi mulțumesc ca din Buzatu pentru ținuta asigurată în fiecare seară. Toate cele bune, la revedere și nu uitați, ne vedem mâine seară de la Meat & Milk din Poiana Brașov, acolo unde AgroTV este partener media principal. Toate cele bune, la revedere!